Sau tare, sau tare și binevenit, Mario, pornirile de la treabă, să am crize de timp. Începem cu mă mai ușurează, da. Sper să fac. Adaugă la suma numerelor 83 și 2, succesorul numărului 3. Deci adaugă 83 și 2, succesorul numărului 3. Deci la suma de 83 plus 2 și adaugă. Eu nu știu, e plus, e minus. Nu. Adaugă la... Așa. Adaugă la sumă. Așa e zis, da. Adaugă la suma numerelor 83 și 2, succesorul numărului 3. Cât ai obținut? 83. Mă, scurt. Nu, nu, tehnica de lucru. Spune. De chiar să mie ce se fac? 5. Deci 83 plus 2, așa spui, 83 plus 2 ca să construim suma. Și asta este suma. Și la care adăugăm, mai punem încă? 2. Succesorul e 3. Păi tu câteva că succesorul înseamnă ce înseamnă? Una înseamnă vedeți, predecesorul, adică în față, și succesorul ce urmează după el. Ce urmează după 3? 4. Aici, succesorului 3 e dat 4. Aici am pus la bat autorul, dar tu știi, înseamnă succesor al lui 3, da? Succesorul lui 3. Deci e vorba de adunat 4 și face ca sumă 89. Uite, scade din diferența numerelor, din diferența numerelor 94 și 37, din diferența lor, scădem succesorul lui 13. Succesorul? Acolo la 3 ce scrie? Deci scădem. Deci din diferența, din diferența acestor numere, scădem succesorului 13. E operația, să vedem dacă înțeles. Da, din diferența acestor două numere. 57. Dar unde am vrea rezultatul? 57. E 57 scădem. Deci, din diferența lor. Deci așa trebuie să fie. Am înțeles că e vorba de 94 scăzut 37. Și din această diferență, punem într-o paranteză, că și pe ideea de punem într-o paranteză, scădem pe succesorul lui 13. Succesorul lui 14, da? Minus 14. Și vă rog să faceți operația asta acum. Nici eu nu știu. Așa dați. 57. Corect. 57? Minus. 57 minus... Scrie 57. 57 scrie 57. Minus 14 și dau cu... Stoptați. 43. 43. Întrebarea, mai poți face și în altfel, în altfel scăderea asta? Nu. No. 57 minus 14. Nu. Băi, o altă metodă ca să ajungi tot la 43. Nu știu. Cum să nu știi, mă, că ai făcut șmecherile astea? Dar tot cu astea care sunt datorii, deoparte. Da. Deci zici, minus 37 datorii și minus 14, ca să ajungi datoria totală. Da. Și cât faci? Minus 37, minus 14. Ca și cum ai adunat. Da. Că sunt datoria în două. Și faci cât ai? Ia-l pe aici. Adunare? Păi eu adunare, că sunt datorii, ca să vedem câte datorii. Tu ai și la mine datorii, 37. Și ai și la mama datorii. Ai scris minus. Păi da, că-s datorii, mă. Că-s datorii, mă. Scris plus. Nu? Că-s datorii, mă, de aia trebuie așa. Scris plus ca să știm, dar pe aia nu ai să vedem. Bine, mă. Păi zici, minus 37, adunat. Cu minus 14. Ok. Adică sunt datorii astea. Și ce faci datorii astea? Cine
Dar ce este asta, cireșul? E datorii. Datorii. Și dacă e datorii, e cu minus. Minus cireșul. Și acum, fiindcă știi toată datoria, scazi din început, din ce aveai tu buzunarul ăsta, toată datoria. Deci din 94, scădem din 51, cât te face? Și
48, pe aceeași rezultat. Dar ce vreau să spun? Că la aceeași rezultat am ajuns, fie că am adunat toată datoria, tot 600 de număr, fie că efectuăm în ordine în care apar operația asta. Da? Aceeași rezultat să ajunge. Te rog. Dacă adaug cel mai mic număr format din două cifre impare, diferite, predecesorul numărului 6, nu voi obține. Și avem patru variante, dar să mai citesc încă o dată. Dacă adaug celui mai mic număr format din două cifre impare diferite, Stop. Cel mai mic număr? 13. Cel mai mic număr? Ai citit o dată? Celui mai mic număr format din două cifre impare diferite. Așa, 13. Deci 13. Dacă adaug acestui număr predecesorul numărului 6. Predecesorul numărului 6. Adică 5. Adică 5. Corect. Da. Corect. Obținem? Nu voi obține. Nu are dare. Nu voi obține. El spune cât face. Păi. 18. Da. Dar uite aici, dar așa, nu voi obține A. Un număr cu 3 mai mare decât 15, B. Suma numerelor 11 și 7, C. Un număr format din o 10 și 8 unități, și D. Un număr format din 9 unități și o 10. Ce? Păi, 9 unități și o 10? Ce? Ia să mai vorbim. Și întrebarea așa, nu voi obține. Da? Deci A, un număr cu 3 mai mare decât 15. Da. Suma numerelor 11 și 7. 18. Și un număr format din o 10 și 8 unități. Și un număr format din 9 unități și o 10. Deci tu trebuie să alegi care răspuns, care nu-i corect, că spune nu voi obține. 19, D. Adică D. Da. Pentru că e prima regulă, cu 3 mai mare decât 15, e 18, deci răspunsul corect. Suma numelor 11 și 7, iar e 18 și este corect. Un număr format din o 10 și 8 unități, iar e corect. Și un număr format din 9 unități și o 10. Deci vrea să vă prindă autorul. Nu voi obține. Adică care-i răspunsul greșit? Exact. Da? Deci dintre toate aceste variante, da. Autorul nu voi obține. Nu da. Voi obține pe acea proastă. Da. Da. Ei sunt tentați. Da. Și atunci autorul tocmai la formulare s-a gândit. A mers pe negație pentru a să-și construiască, să vadă dacă ei urmăresc foarte bine formulat. Mai avem unul 7 minute și mai am ceva. Te rog. Dacă scad 3 din vecinii unui număr, voi obține 62 și 4. Numărul este? Deci dacă scad 3 din vecinii unui număr, voi obține 62 și 64. Când e? Trebuie să asculti. Dacă scad 3. Supermare. Deci dacă scad 3 din vecinii unui număr, voi obține 62 și 64. Care este numărul din care scad eu? 67. Deci scad 3 din vecinii unui număr. Care? Și obțin 62. Și 64. Dar un număr? Că dacă era 2, era 68 și 65. Deci dacă scad 3 din vecinii unui număr, voi obține 62 și 64. Numărul este... Pe 3 din vecinii unui număr. 65 prim. 65? Da. 65 minus 3 egal 62. Deci, atenție. Dacă scad pe 3 din vecinii unui număr. Este, numărul nu știu. Este ăsta, e fix. Vecinul său
Asta din față da. Este 3. X minus 1. E decimul, e puținul, da? Da. Adică cum ar fi 65, hai să zic. Da. Dacă nu vorba ar fi 65, vecinul său este cât aici? 64. 64. Și din coace este 66. Dacă scădem 3 din vecin, da. Din 64, dacă scădem pe 61, cât, cât dacă din 64 scădem pe 3, 61. Da. Iar din partea cealaltă, dacă din 66 scădem pe 3, ne ducem la 63. Deci faptul că ți-ai găsit, ți-o dat numele de, după scădere, 61, 63... Nu, 62 și 64 zice că voi obține. 62 64. Și 64. Atunci, care a fost ideea? Vezi, noi nu am dat exact peste numărul ce n-am știut să am luat. Da. Da? Da. Am luat un X, la 65 am zis ce o să fie. Și l-am mers. Pentru că în momentul în care scazi pe 3 din numărul ăsta, de fapt scazi, el fiind vecin, ai 3 și 1. Da. Scazi pe 4, de fapt. E invers acum, la 62 apun 4 da. Și dai peste 66. Deci la 62 adunăm pe 3 da. Al care l-a scăzut și mai adunăm încă pe 1, că el era vecin, și îi dă 66. 66 este, după părerea mea, numărul căutat. Să vedem dacă e deșteaptă ideea. Să vedem dacă se duce pe partea cealaltă. Vecinul său ar fi cine? Cine? 67. Și din 67 scădem pe 3. 64. Și face 64. Așa le-a dat 64 și 62? Da. Corect. Ca să putem să gândim bine problema, uite care e șmecheria. Acum o să mai facem ceva în sensul ăsta. Deci, este un număr, habar n-am cine este ăla. Dar din vecinul său, care e mai mic o unitate, scad 3. De fapt, față de el scad 4. Că el e vecinul mai mic. Are înapoi cu o unitate. Da. Și scăzut din el încă 3. Ești atent, 1 și cu 3 fac 4. Și atunci, practic din acela, habar n-am. Este, am scăzut 4, deci x minus 4, poate cuvinte, x minus 4 este egal cu 60 și cât o dată? 62. Așa. Iar la x am adunat, el e vecinul și scad, din vecin scad 3, de fapt scad numai 2, că este 1 plus. Și când scad 3, de fapt numai 2 fac față de 66. Deci, din x ăsta, scad 2, am practicat între 2, și face... 64. Scad pe 2, minus 2, și egal cu 67. Și întrebarea este, cine este x-ul acela? Din care dacă scad pe 4, se dă 62, și dacă scad pe 2, îmi dă, iată, 64. Și se vede că e scăzut, știe, deci e rezultă că x-ul e egal cu 36 și pe o cale și pe cealaltă. Da? Adică din ambele părți rezultă problema. Redactarea. Da. Da. Deci trebuie simțit ce moment. El s-a agățat bine de problemă dacă scrie una de relație. Exact. Una de relație. Din 62 și 64, aici trebuie să... Da? Din el scade pe 1 și că 3 și face 62, da? Da. Și dă pix. Dacă vrea să vadă proba, este un lucru pe care îl face practic, practic. Da. Are 66 și vecinul său e 66, da. Din care scade 3 și dă 62 și face proba. Ca gândit bine. Deci autorul aici oferă șansa de a gândi problema
fie pe culoarul ăsta din partea dreaptă, fie pe partea stângă și să verifice, să se verifice. Da. Și ca să complice problema, spune, scădem pe trei din vecinii săi. Dar vecinii săi sunt de așa la o unitate. De aici e problema frumoasă. Da? Din nu știam cine era. Dar uite, când am luat-o și ca probă, am luat-o cu 65 și fiind când am mers, atunci mi-a dat cât 61 după proba practică, concret făcută. Și simțim că trebuie să ducem cu unul pus. Și duceam cu 66. Deci unul e 65 atunci, scădem 3 și fac 62. Și merge și prin dacă copilul simte... Prin încercare. Prin încercare. Există ideea asta de încercare. El încerca cu 65 și nu era mulțumit. Și atunci încearcă, simte că se duce spre 66, că se translează totul, sau cel mai rapid scrie asta, că x minus 4, deci cel care nu știu, da, x minus 4, egal 62, sau spune, la 62 aduc pe 4, că aduc și pe 3 și aduc și pe 1. Deci mai rapid este momentul de raționament, când spune, ca să dau peste numărul acela, adun lui 62 cel mai mic, îi adun, fii atent, e foarte tare, lui 62, îi adun 4. 3 plus 1. Și asta e lucrul. Iar dacă vreau să privesc din partea cealaltă, la 60 cât? Lui îi adun mai 2. Că era deja la o distanță de 1 și când scap din el 3, din vecinul său, de fapt, scap 2 din el, în comparație cu 66. Dar eu îl văd mai bine gândit de jos în sus. Da. Că nu spune scap din el pe 3, scap din vecinul lui. Vecinul înseamnă că mă duc la unitate încă înapoi. Da. Și cu 3 acela fac 4. Așadar, o problemă foarte interesantă. Ce este noutate pe care vreau să o punctăm? Este acest joc pe care am să insiste o lecție în acest an. Da. Pentru că pregătesc ceea ce înseamnă mai târziu cât este minus 2, minus 3. Hai să vedem. Minus 2, minus 3. Adică datorii. Și 2 și 3. Câte datorii faci? 5. Facem minus 5. Da, minus 2, minus 3, egal cu minus 5. Insist pe chestia asta, ușor, ușor, minus 25, minus 34, cât este egal? Câte datorii fac? Atâta. 59. Minus 59, pui minus din datorie. Da. Ca să ne obișnim cu datorie. Una e cu altul, când ai muzunat și alta când ai datorie. Știi cât e de greu când ai datorie? Foarte greu. Deci minus greu, okay. Nu-i greu, minus 59, am spus. Am să pregătesc chestia asta. Da, imediat. Am să pregătesc chestia asta, repet, da. Pentru că în clasa 6-a din experiența care o am, se produce un moment foarte greu. Voi nu știți, dar eu ca profesor știu asta. Copiii spun așa, 7 minus 2 egal cu 5. Dar minus 2 plus 7 nu știți, mă. Nu știți. Este același lucru. Da. Dar numai că mi-a schimbat poziții cu tot cu semnul lui. Că ăsta cu 7 l-a pus și minus 2 e tot 7 minus 2. Deci egal cu 7 minus 2 și egal cu 5. Deci dacă îți schimb pozițiile cu semnul lor, este același lucru. Și așa minus 3 e 7 minus 14, nu înțelege pi plus. Da, păi nu înțelege dacă nu avem experiența. Da. De aici repetată, atunci ceva înțeleg. Ce ai văzut? Mai târziu spui, vrea până pe asta parte. Deci la șirul lung, el știe că tot trebuie să aducă în față, dar acolo nu înțeleg de ce nu a reacționat. Nu, trebuie să insistăm mai mult. Da. Deci când a văzut că nu putea să facă operații de ordinea care păreau ele, atunci ce pute nevoie de toți în față. Asta e tot timpul. Am văzut că merge. Exact. Asta e. Da. Din nou, cu Mario găsim tot felul de discuții așa interesante și mă bucur că vii cu întrebări.
Știi cum mai mult, cum găsesc timpul să-ți mai stai de vorbă? Pus pe el și unde nu merge, veni la mine și să încercăm explicațiile. Da. Ca să simt eu de ce nu merge. De ce nu merge. Da? Asta. Că în momentul în care încerci tu să-i explici, n-ai limbaj, n-ai vocabularul meu și atunci el îl bagi în ceață. Da? Profesor, nu mai putem putea matematică. E? Asta că mă răsupără cu tine, da? Poftim? Am uitat doamnă. Așa. Faceți ceva sinteză? Da, am să spun că mă pregătesc cu operații cu... Deci legea semnă. Asta va fi povestea care va urma. Faceți un alt mesaj. La revedere! Să nu uitați like, share, să abonați la Proco Online. Așa se face, dragilor.